facem? De ce ai ridicat dacă sunt de noi de aia? Nu, adică... Și mă demonul a luat frunză și l-a folosit a două, dar... Nu am mai zis mă demonul, dar l-am plătit în jumătate de ani, după așa. Mă demon de la orice. Da. Ce-am făcut ceva de discuri, CD, care dau valuri de materie, nu? Ce minte, de cu 5 ani de atunci. Dar te văd că ții minte. De ce n-ați chemat poliția dacă ați văzut un mort? Și poliția? Sau salvarea, că eu doar muream acolo, înleșinat, nu? Acolo? Nu ții minte, dumneata nici nu. Spatele nu știi. Mi-a spus că ați citit cercetarea la fața lor? Nu, n-am citit, nu mi s-a prezentat nimic. Nu, și domnul, da, s-a semnat doar toți la... Așa, dacă eu am înleșinat, de ce n-ați chemat salvarea? Ce ia că ce spuneți dumneavoastră, la sigur nu... Dar cum vă numiți dacă... Țăranu Vadim. Vadim? Țăranu. Situația asta nu, adică dumneavoastră cu domnul care e proprietarul apartamentului, dar ambii ați știut cercetarea la fața locului. Da, și eu, țin minte, eram afectat atunci și muream. Dar cine filma imaginea video? Cine filma imaginea video, la cine poate fi? La expertul de la persoane care le civil. Așa, din cât mi-aduc aminte, dar s-a filmat atunci? S-a filmat, da. Ați făcut percheziții și în cotietul de găieni și în pod și peste tot ați fost. În pod? Aia, da, e schip, n-a fost în pod. Îl căutați pe Ghenadi atunci. Nu? Nu, domnule, eu și legat de pod și de cotes la sigur. La sigur că eu nu. Ta erai mic acolo, erai singurul polițist în uniformă și nici nu știe ce se întâmpla. Nu, ce făceau ceilalți. Adică cum s-a pornit cercetarea la fața locului? Din antreu, au mers pe toate camerele. Toți ce s-au ridicat de fața dumneavoastră. Da, ați fost în vale, ați căutat în... În vale? În pod, deja, tot ați fost. Deja v-a greșit. Ei, da, domnul Băicu v-a văzut, gazda v-a văzut. Ca nume, eu am fost în vale. Ei, na, nu dumneavoastră, toată echipa, erați o grămadă. Vreo 7 haidamași erau. Vreo 7, vreo 3. Ai, da. Numai 3 vă știu eu, iată, dumneavoastră. Și cu frunze și cu celălalt care tot în penitenciar lucrează acum. Eu în genere nu-i cunosc persoană. Bârcă. Da. Așa, dar alții încă vreo 4 erau. Cercetarea la fața locului s-a autorizat în 24 de ore la judecător de instrucție. O să ne lămurim noi, dosarul e la CEDO. CEDO? După și CEDO o să pronunță, o să deschide iar dosar penal și o să vă cerceteze. Așa că o să gestați încă noaptea cazul acela. Nu, eu pur și simplu mi-aduc aminte că, într-adevăr, deja au fost așa o situație bruscă. Poate în urma manifestațiilor din 7 aprilie. A, păi da, că o căutau pe Ghenadi. Și pașii asta l-au găsit? Eu venit singur la procuratură, nici nu era necesar să-l caute, dosarul era sub din deget. Asta așa am vrut să întreb, adică era necesar toate astea pentru a-l căuta o persoană? Dar să iei dosarele, discuția noastră cu CEDO era necesar, era absolut ilegal. Dar să ia discuri, sute, fără inventariere, fără nimic, era necesar. Și dumneata porți o parte de răspundere pentru asta, erai singur în uniform atunci. Corect, corect. Păi? Eu doar am tocmit la fața locului cercetare la... Păi da, și de ce ați luat obiectele? Cele fără să le inventariați? Nu. Computere, discuri, casete, video. Dacă ați studiat cum sunt cercetare la fața locului, acolo sunt obiecte ridicate. Sunt obiecte ridicate. Să-i șeful. Poftim? Să-i șeful. Nu, sunt colaborator. Păi da, și ați ridicat nu numai lozinci, dar vă spuneam, și discuri, și casete, video, și computere, și modemul, și mouse-ul, iată, ați recunoscut că ați luat și mouse-ul. Toate acestea s-au ridicat în obiecte ridicate în cercetare. Păi da, și cine mai face așa? 30 de casete. Dar eu de unde știu ce casete ați luat și ce casete o să întoarceți? Ele doar au număr, au inscripții, cumva să... Nu o să întorc eu, domnule. O să întoarcă statul, când ta reprezentai statul. Corect. Este nevoie de filmat. M-am apropiat ca să vorbesc cu dumneavoastră, să vă întreb care e situația. Deja vă cunosc de atunci, vă cunosc. Situația e putredă și puturoasă. E de mirare că mai lucrați în poliție. Ceilalți măcar au fugit în sistemul penitenciar.
bârcă și cu frunze, dar dumneata încă mai lucrez în poliție. Deci oricând poți face astfel de percheziții la comandă, ce? Fără ca să respecti buchia legii și drepturile oamenilor percheziționați. Dar ofițerul drumului penal, procurorul... Păi da, dar așa e și eu fost, nu percheziții, când ne-ați sequestrat telefoanele și... La moment am statut de agent păstător. Am înțeles. Și ce constatat? Poftim? Ce constatați aici, în intersecție? La intersecție? Da. Nu, sunt misiuni de serviciu. Nu stau doar așa. Îți doresc succes. Mulțumesc, la fel.